Înfrângerea suferită de Damila Măciuca pe terenul celor de la ACS Poli Timișoara complică situația în clasamentul seriei a doua din Liga Secundă. Chiar dacă este la 8 puncte în spate față de echipa timișoreană și la 4 de UTA, cei de la Damila au avantajul de a juca două meciuri în plus față de acestea, 7 în loc de 5. Părerea mea că a fost cel mai bun meci din acest retur a nostru și sper să o ținem tot așa. Eram convins că până la un moment dat va veni și prima înfrângere. Din păcate, pentru noi a venit tocmai astăzi. Trebuie să ținem capul sus, a fost doar un meci, trebuie să știm să gestionăm acest moment, pentru că șanse avem în continuare la fel de a promova. Am câștigat poate cel mai important, unul dintre cele mai importante jocuri de până acum ale campionatului, pentru că cele mai importante vor urma. Și așa cum vă spuneam înainte de joc, vitale cele trei puncte pentru a reveni din nou pe poziția a doua și a nu ieși din cursa promovării. Din cele 5 meciuri câte mai are de jucat, UTA va susține 3 în deplasare. Probabil că lipsă de concentrare în mare parte și poate și presiunea rezultatului, pentru că sunt jucători care sunt afectați de presiunea care se exercită asupra lor, pentru că au nevoie să câștige meci de meci. E o presiune destul de mare pentru unii. Dintre echipele de pe primele 4 locuri, doar Damila Măciuca și Corona Brașov vor mai avea meci direct.